la un meci, eu știu, cu miză mare. Sper băieții să nu fie copleșiți de miza jocului și să facă o figură frumoasă și, știu, să ne luăm o opțiune serioasă și sănătoasă pentru promovare. Încrezătoare în forțele proprii și dornică să-și arăte supremația, Valorica Alotului va intra sâmbătă pe gazonul stadionului Eugen Popescu și FC Fortuna Puiana Câmpina, care a anunțat că nu concepe ca rezultat decât victoria. Conform clasamentului Ligii a 3-a Serie C6 se anunță o partidă echilibrată. Chindiaș a trecut în cont 48 de puncte, după 14 victorii, 6 remize și o înfrângere. Iar Fortuna are aceeași zestre de puncte, după 15 victorii, 3 remize și 3 înfrângeri. Așteptăm un joc frumos între cele mai bune echipe din această serie C6, evident încheiat cu victoria grupării noastre la FC Fortuna Puiana Câmpina. Un adversar demn de luat în seamă, de altfel antrenorul formației dracovene, Florin Stăncioiu, spunea cu fiecare prilej că echipa din Târgoviște este principalul adversar al Fortunei în lupta pentru promovare. Având presiunea rezultatului pe umeri, Chindia Târgoviște nu subestimează adversarul. Mai rămas cu noi în cursă Fortuna Câmpina, echipă într-adevăr solidă, cu niște condiții extraordinare, posibilități deosebite și ne așteaptă un meci greu. Și dacă formația lui Silviu Dumitrescu are avantajul că joacă acasă și va fi susținută de suporteri, formația prahoveană nu se va lăsa intimidată de galeria dâmbovițeană, punând accent doar pe jocul din teren, care va fi de cea mai bună calitate, având în vedere că la start vor fi aliniați cei mai buni jucători. Nu există niciun fel de problemă de efectiv. Fortuna s-a odihnit, am putea spune, la finele săptămânii trecute, atunci când a fost programat un meci amical cu echipa de juniori din București. Florin Stâncioiu a încercat să țină elevii în priză în perspectiva partidei cu Chindia. Săptămâna trecută a fost vorba și de un semicantonament cu câte două antrenamente pe zi, astfel încât la ora partidei jucătorii Fortunei vor fi în cea mai bună formă pentru a izbuti ceea ce și-au propus, și anume victoria în disputa de